Bună seara, prieteni, și bine ați revenit la Radio Dinamo 1948. Eu sunt Cătălin Alexandru și mă bucur să fiu alături de voi în această seară. Prezent alături de mine la datorie este nimeni altul decât Bogdan Alecu, zici Bogdan Alecu de la Sibiu. Te salut, Bogdane, și mă bucur să fiu din nou alături de tine. Devine ușor tradiție ca noi doi să ne vedem miercuri seara la Radio Dinamo, să păstrăm această tradiție. Da, te salut, Cătălin, salut toți urmăritorii noștri. Ne întoarcem cum ar veni puțin în timp, nu? Că înainte aveam joia, dar vezi, timpul se mai schimbă și atunci ne plasăm miercurea. Niciun fel de problemă, plăcerea este reciprocă. Da, unii, știi cum e, unii au alt program joi seara acum. Fiecare după cât a învățat, îți dai seama. Exact, fiecare după ce a învățat ce știe să facă. Bogdane, hai să intrăm un pic în subiectul ăsta. Nu vreau să începem cu el, dar mă văd nevoit să începem cu subiectul cu Justin, că am văzut foarte multe comentarii, foarte multe supoziții, foarte multe păreri și să știți că mulți o dați în diverse, adică că l-a curățat, că a făcut ăla. Eu să spun punctul meu de vedere și o să las apoi pe Bogdan, o să vorbesc un pic și apoi las pe Bogdan să spună și el. În primul rând, noi după atâția ani știți foarte bine că nu o să facem dezvoluiri din viața echipei, din bucătăria internă a echipei și ce ține de intimitatea vestiarului. Da, Justin, din păcate, un dinamist extraordinar, un bun prieten, îmi permit să-i spun, a plecat astăzi de la Săftica. Sunt chestiuni ce țin de bucătăria internă, de ce a ajuns să nu se mai înțeleagă cu Burcă sau ce au fost probleme, dar ce pot să spun este că Justin rămâne la fel de dinamovist și a ales să plece pentru că nu a dorit să facă rău echipei. A considerat că este mai bine să se întâmple așa și să pleci de la echipă. Atâta tot, nu este nimic, niciun scandal, niciun dezastru, niciun n-a fost să pade cineva sau să fie, Doamne ferește, m-am văzut să fie dat afară de cineva, dar pur și simplu nu s-a mai putut continua, astfel încât Justin a plecat de la Săftica și apoi vreau să vorbim puțin, Bogdan, și de realizările lui, dar te las pe tine să spui de Justin și să vorbim și totuși de ce a lăsat în urmă omul ăsta, că a lăsat niște lucruri în activitatea lui. Da, mi se pare ușor amuzant, știi, cum ajungem să vorbim acum, adică mă refer la modul în care vorbim despre Justin, știi, ca și cum de obicei acest discurs, Cătăline, are loc când acea persoană nu mai se află printre noi, să vorbim despre ce a lăsat, despre ce așa. Însă cu toate acestea, cred că cel mai echilibrat și frumos lucru pe care îl putem face într-o astfel de chestie sau când există un diferent între două persoane sau mai multe, să le lăsăm pe ele să spună punctul de vedere, știi? Pentru că nu-i treaba noastră să luăm partea cuiva. Însă Justin, obiectiv, da? Pentru că îl pot considera și eu un prieten, este un om care de fiecare dată și-a arătat disponibilitatea. Nu știu dacă se aude la mine sau la tine, Cătălin. La mine, e o mașină de care își face, se oprește acum. Am înțeles, sper că nu vin să te ridice. Așa, în direct facem ca la Dan Diaconescu. Da, în sfârșit, Justin a fost un om, cum să spun eu, dacă mă întreb pe mine, un om nepotrivit vremurilor în care trăim. Da? Din păcate, societatea românească în momentul de față nu este pregătită să aprecieze la adevărata valoare faptele bune și dedicarea de care foarte mulți oameni dau dovadă. Punctual, să vorbim despre Justin, Cătăline, trebuie să ne gândim la faptul că fiecare dintre noi în perioada sărbătorilor ne regăsim cu neamurile, plecăm în vizite, în excursii, fiecare după bunul plac. Iată că Justin, bunul său plac, l-a găsit la Săftica și a lăsat familia deoparte. A mers să renoveze vestiarul, a supervizat lucrarea, a pus mâna și a făcut pe lângă multe, multe alte lucruri pe care le-a dus acolo. Justin, în opinia mea, au oferit un echilibru în momente critice la Dinamo, la Săftica, când toată lumea era supărată, situația era de așa natură. Justin a adus acel echilibru, care este de foarte mare nevoie în sânul unei echipe. Acum, din păcate, el la fel, decizia asta nu a luat-o pentru binele lui direct, ci pentru binele echipei. Pentru că dacă există niște diferende sau există un conflict acolo, poți să ajungi să împarți vestiarul în două. Și atunci el, dorind să evite această problematică, a ales să plece, astfel încât echipa să poată să-și termine sezonul pe cât de bine posibil.
Acum legat de Justin, că nu e vorba de a evita, pur și simplu a apărut informația și până la urmă nu vreau să ne facem că plouă, pentru că Justin a devenit un apropiat, al, nu doar al DDB, adică un om important al DDB, un om important pentru noi toți, pentru că trebuie să spunem ceva. Apropo de realizările lui Justin, în perioada ca petrecută ca magazinier și administrator al bazei, deși la un moment dat erau concomitente cele două, ceea ce nu este în regulă, pentru că a fost foarte mult de muncă pentru el, dar pe lângă vestiarul care a menționat, pe care l-a refăcut, a fost liantul între noi suporteri și baza Săftica, locul de cantonament, locul de cazare al băieților și aportul, sprijinul vostru, tot ce ați reușit, s-a făcut și prin intermediul lui Justin. Și vă rog, domnul Gescu Sibiu, n-a avut treabă conducerea lui Dinamo cu îndepărtarea lui Justin. Și nu e vorba de îndepărtare a lui, nu există îndepărtarea lui Justin, este alegerea pe care a făcut-o. Eu repet, vreau să-i mulțumesc lui Justin pentru tot ce a făcut pentru Dinamo. Este ok să spuneți că sunt și subiectiv, dar pot să fiu subiectiv când întâlnești în viața astfel de oameni și mă simt norocos că am întâlnit un astfel de om, sincer, pentru că este un om de la care ai de învățat și activitatea lui dinainte cu siguranță îl ajută să fie un om plin de duh, care îți poate transmite foarte multe și care oricum rămâne la fel de dinamovist, o să fie în tribune alături de noi la meciurile echipei. Dinamovist a fost, este și va fi în continuare și mă bucur că este prietenul nostru în continuare și îl vom avea cu siguranță pe viitor la emisiunile noastre, nu pentru a spune ce a fost, dar pentru a împărtăși din ce trăiește și ce vede și el ca dinamovist, ca noi toți de altfel. Da, e foarte important, Cătăline, chiar și în situația asta total neplăcută pentru Justin, pentru Dinamo și pentru noi cei care îl cunoaștem personal și conștientizăm cu adevărat valoarea realizărilor sale. Nu a fost Justin cel vânat de către noua conducerea clubului, dacă să dezmințim chestiile astea. Nu a venit Niculescu sau Eugen Voicu sau nu știu Vlad Iacob să aștepte o virgulă ca să poată să-i facă vântă lui Justin de acolo. A fost decizia lui Justin. El știe exact motivele și consider că el ar fi persoana cea mai abilitată să vină să spună ce a fost sau ce l-a determinat să facă. Pentru că nu este bine să vorbim noi numele altora, Cătăline, și știm și noi prea bine ce înseamnă să aibă alții avocații lor, dar să sară avocații pentru alții și respectivele persoane să n-aibă un cuvânt de spus. Acum, Justin, Cătăline, chiar a fost genul de om care, mă refer administrativ, când este printre noi, și a anunțat prezența în peluză la următoarele meciuri. Și în ce știu, a și spus, asta le-a transmis și băieților, că el va fi aceeași persoană înfocată care va fi în prima linie acolo și va cânta pentru clubul ăsta. El nu poartă niciun fel de ranchiună. S-a dus cu sufletul deschis la Dinamo și la fel pasiunea sa pentru Dinamo rămâne intactă. Poate acum mai mult ca niciodată, având în vedere cât de implicat a fost în angrenajul echipei. Și vedeam și la meciuri, Cătăline, ce bucurie și ce trăire avea Justin când echipa marca, când echipa învingea. Venea odată cu jucătorii, jucătorii l-apreciau, îl luau în brațe după meciuri. Și pe noi ne-a ajutat, în sensul în care ne transmitea acea liniște de care aveam nevoie când erau momentele tensionate, în care nu știam. Justin nu a stat doar în pătrățica lui, Cătăline. Să zic că, domnule, nu știu, mă ocup de echipament, după aia de bază, cum a devenit administratorul bazei, ci s-a implicat activ în a contacta persoane care să vină, suporteri dinamoviști, ce drept să ajute clubul. Pe această cale aș dori să-i răspund și domnului Obrejea Pavel că contractul meu la Radio Dinamo nu poate fi rupt unilateral. Cu părere de rău și astfel mai trebuie să mă suportați. Însă mă mir, Cătăline, că el mi-a promis personal în față că în momentul în care sunt în emisiune, el intră, zice bună seara și pleacă. Văd că deja și-a depășit condiția, a lăsat și un comentariu. Da, v-ați întâlnit și în weekend, acum a prins curaj un pic. Ne-am prietenit cam prea repede în opinia mea, dar este ok. Nu, domnul Cezar, n-ar trebui să intre și să explice de ce s-a întâmplat. Repet, sunt lucruri ce ține bucătăria internă și nu creăm. Pur și simplu s-a ajuns la o despărțire de Dinamo și
Dinamo oricum merge mai departe, indiferent cine este, cine e angajat. Dinamo nu înseamnă un angajat, nu înseamnă un om. Dinamo este din mai mult, mult mai mult decât atât și Dinamo va fi bine în continuare. Doar că asta este, e un om de foarte bună calitate care a făcut foarte multe lucruri și eu sunt convins că el va rămâne alături de Dinamo, alături de DDB și o să-l vedeți aici în continuare. Da, cei din club acum au o misiune teribil de grea să găsească un administrator al bazei Săftica. Vedeți că e greu, nici eu nu înțelegeam foarte bine, să știi Bogdan, nici eu nu înțelegeam ce înseamnă munca unui administrator al bazei, magazioner. Nu-ți dai seama până nu le vezi îndeaproape. Par așa niște chestiuni abstracte sau nu știu, pe care noi le minimalizăm. Dar vedeți că sunt foarte importante pentru că interacțiunea este directă cu jucătorii, ești apropiat de jucători. Ca administrator nu mai spun că trebuie să ai grijă de tot și baza să știi că nu e mică. Sunt puțini oameni, din păcate, foarte puțini. Noi mai trebuia să faci mai mult decât scria în fișa postului. Nu toți sunt dispuși să facă asta, nu toți sunt dispuși să muncească, nu toți sunt dispuși să fie corecți. Da, asta e. Nu s-a putut, va veni altcineva. Mult succes celui care va veni și mergem mai departe. Da, în primul rând aș vrea să liniștesc pe domnul Alex Rădoi. Pavel este un prieten de-al meu, chiar îl pot considera și am glumit. Deci să nu credeți că ne certăm, să nu ne atacăm. Deci nu se pune problema de așa ceva. Iar legat de magazioner, Cătăline, să știi că rolul acestuia în echipe este foarte important. Magazionerul face parte din acel personaj auxiliar pe care noi suporteri în general nu-l vedem sau nu-i simțim prezența în jocul echipei, în ceea ce se întâmplă în general vizibil la jocul de fotbal. Însă magazionerul, să știi că are un rol extrem de important. Magazionerul are o relație personală cu jucătorii, cu vestiarul. Ajunge să-i cunoască foarte, foarte bine. Fiecare jucător are ritualul lui înainte de meci. Când vine vorba de echipament, când vine vorba de echipamentul de antrenament, de recuperare, de foarte multe chestii. Și se încheagă de foarte multe ori chiar și relații de prietenie cu magazionerul. Dacă magazionerul este o persoană de tip carismatică și sociabilă, dacă și magazionerul este arogant sau plictisit cu jobul său, îți dai seama că atunci este o relație tensionată. Însă uite, ai un jucător precum, dau un exemplu, Ghezali, da? Care datorită relației sale, el are un anumit tip de echipament. Dai un jucător, nu știu, spre exemplu Patriche, care joacă numai cu jambierele netăiate. L-ai pe unul cu jambierele tăiate, unul care joacă fără kilos și are nevoie de pantaloni dintre aceia termici. Deci sunt foarte, foarte multe detalii pe care un magazioner trebuie să le memoreze, astfel încât să le ofere jucătorilor echipamentul necesar pentru a evolua într-un meci sau să se pregătească în timpul unui antrenament. Justin a fost și personajul care a reușit să-i scoată oarecum din zona de disconfort pe anumiți jucători. Chiar dacă vorbim de Ghezali, care este un tip mai introvertit, Cătăline, un tip care se integrează mai greu, nefiind el foarte sociabil. Justin l-a preluat, l-a ajutat. Știm, am văzut că s-a și plimbat cu ei prin țară în timpul liber, da? Adică a vrut să le arate și frumusețea României, Cătăline. De asta zic, Justin a fost genul de om care și-a depășit condiția sau a ieșit din pătrățica lui. Nu a fost indiferent. Tocmai pentru, și acum prin intermediul lui Justin, Cătăline, am văzut ce înseamnă să fie cineva angajat la Dinamo, care iubește cu desăvârșire și din tot sufletul Dinamo. Un om care a făcut mai multe. Post. Corect, unde, care e foarte important. Personajul auxiliar, să știi că are o importanță desăvârșită. Da, aici, uite, cu Ates și cu jucătorii străini, că vă spuneți... O parte, o bună parte din ei sunt cazați la Săftica și vă dați seama, ei interacționat cel mai mult cu Justin. Și acele plecări în scurtele, mini-vacanțele, le aveau tot alături de Justin. Și rolul lui era foarte important. Relațiile create în cadrul echipei s-au realizat și prin intermediul lui Justin, care, prin faptul că a studiat și psihologie, a fost și preot, înțelege foarte bine ce înseamnă să te apropii uman de un jucător. Cu Ghezali a dat un exemplu foarte bun, un jucător care e mai introvert, din altă cultură, altă religie, a fost mai greu de integrat și Justin a reușit, nu spun că doar Justin, dar și Justin a reușit să-l apropie de grup. Vedem și care sunt evoluțiile lui.
Vă că a apărut aici și Andrei Bendeacă. Ce s-a întâmplat? Ce ați mai făcut și cu Bendy? Ce v-ați luat de Bendeacă? Vedeți că mâine seară l-aveți pe Andrei Bendeacă la Play Sport, la Dinamo 7-9, la Vancronica, pe care o vom face înainte de meciul cu Oțelul, și puteți să-l întrebați atunci mai multe dacă vreți. Vor vorbi și de fotbal, vorbim și de ce are el pe suflet și de ce mai face el pe acolo, pe la Dinamo, în zona de marketing, de comunicare. Luăm puțin la Purica, nici el nu face știe. Face ceva la Dinamo sau întreb? Așa, exact, pe principiul ăsta, așa îl voi întreba și eu. Andrei, tu faci ceva la Dinamo sau? Exact, așa se va pune problema. Da, acum râdem, glumim, ca să nu lăsăm... Să lăsăm loc de interpretare. Și Andrei, uite, vezi, și-a dus și el la Porto, având în vedere că a sprijinit clubul chiar și cu idei, cu implicare. Deci, în general, Cătălin, ar trebui să ne arătăm recunoștința față de toți oamenii care își aduc aportul lor și plus valoare clubului Dinamo. Pentru că un club de fotbal nu se rezumă doar la, nu știu, un lot de 25-30 de jucători, un antrenor principal, 2-3 secunzi, masseur, nu. Un club de fotbal e o societate întreagă, dacă mă întrebi, de la angajații clubului până la suporteri. Fiecare și are rolul său și în momentul în care unul dintre personaje nu își îndeplinește rolul, atunci va fi destul de greu ca să duci la o bună funcționare a clubului. Da, într-adevăr, trebuie... mai de jumătatele cine îl vorbea, îi dau toate Eugene, lasă să, că vine vara, da, trebuie să... Păcate, nu-s la tine, Cătăline, nu-s la tine, Eugene, normal că mi le dai, că nu-s la tine. Sunt la Ionuț și Ionuț a cam dispărut, nu mai dau de el. Sunt la mine, Bogdan. Deci uite, mai aflăm. Nu știu, se termină sezonul, Cătăline, și trebuie să renegociem puțin, că deja am și un an și un pic la Radio Dinamo, nu mai putem să rămânem la aceeași ciorbă, nu? Exact, exact. Mai avem, hai să vorbim și de fotbal, că vorba aia, te avem pe tine și să vorbim și de fotbal. Avem discuții și despre echipă, că vorba aia, jucăm la foc automat, am jucat sâmbătă, jucăm mâine, avem și meciul de luni. Vreau să vorbim și de ambele puțin, Bogdane, că n-avem ocazia să vorbim de toate și aș vrea să începem. Cum vezi tu meciul ăsta cu Oțelul? Voi îi spun ultima șansă pentru promovarea directă, slabe șanse, spun eu. Dar cum vezi tu meciul? Cum îl simți? Deplasare grea. Este o deplasare foarte grea, Cătăline, din toate punctele de vedere pentru noi. Dacă este să ne rezumăm la Dinamo în acest sezon, cu atât mai mult în meciurile decisive, da? Cu o presiune finită, atât din punct de vedere sportiv, cât și din tribună, va fi un meci destul de complicat pentru Dinamo. Din păcate, noi nu am avut capacitatea necesară de a gestiona foarte bine, mă refer, astfel de meciuri cu presiune. S-a văzut și meciul cu Poli Timișoara. Din păcate, Dinamo în ultimele meciuri, în opinia mea, a făcut mult prea mulți pași greșiți. Cauzele le cunoaștem, da? Deci să nu... Dinamo nu-i Poliaș, din păcate, din punct de vedere sportiv în acest sezon, care să aibă un lot echilibrat, cu rezerve, care să aibă o valoare certă, care să vină de pe bancă în cazul în care un jucător nu este în meci. De asta Poliașii domină, practic, nu doar play-off-ul acesta, ci și în timpul campionatului. Dinamo va avea șanse la promovarea directă atât de timp cât sunt puncte puse în jos, cât există această șansă matematică. Însă, totodată, fără o victorie, în opinia mea, la Galați, ar trebui să ne focusăm cu totul pe zona aceasta de baraj, pentru că nu este destul de complicat. Un meci în care Oțelul Galați acasă este o echipă agresivă, o să fie în tribună, estimez eu, între 10 și 12 mii de suporteri care pun presiune la Galați. Întotdeauna se punea presiune la Galați, deci nu va fi, nu știu, o sală de teatru, stadionul Oțel. Oh, da. Nu pot să spun, mai Sorine, că îi dau cărniță lui Bogdan, că până să mă înțelege. Adică, ce, Doamne, nu putem să vorbim așa urât. Da, eu sunt om al bisericii, Sorine, deci fără carne, de ciorbă post, și mai departe. De post, mai ales că e și zi de post astăzi. Da, ce, Dorinel Munteanu, n-am citit, nu știu informația asta, nu va sta pe banca Oțelului? Că n-am văzut informația asta, este suspendat din nou, nu știam. Revenind la meci, complicat, tare, deplasare
care vor fi 640 de bilete rezervate fanilor dinamoviști, dar nu știu exact câți vor face deplasarea în final, în mijlocul săptămânii, seara, târziu, nu este simplu. Un stadion arhiplin la Galați, dacă nu mă înșel, Boțelu, dacă... cumul de cartonaș și galben, ok. Dacă nu mă înșel, Oțelul la câștigă și asigură promovarea directă, indiferent ce va face Buzău, e clar, față de noi au pus suficient de multe puncte, deci vor avea și această motivație suplimentară. E destul de greu. Nici echipa Bogdane, trebuie să vorbim, cum ți s-a părut ție cu Deju, în ultima vreme echipa a început și a noastră să scârțe puțin. După meciul cu Buzău păream un pic mai încrezători, că uite, am dat dovadă de atitudine, am revenit de la 2-0, am văzut că echipa luptă până la final, indiferent de rezultat. De data asta, mie mi s-a părut că am, vorba aia, în fotbal am dat-o de gard. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Acum, știi care e o diferență imensă între Gloria Buzău și Unirea Dej. Chiar dacă cu Unirea Dej ne-a jucat acasă, însă Gloria Buzău, Cătălin, a fost echipă care te-a atacat, o echipă care a vrut și a dorit și ea victoria, nu doar teoretic, ci și practic în joc. Iar o echipă care se deschide, îți dă și ție șansa. Din stadion, mie așa mi s-a părut, cel puțin ultimele 15 minute, a fost un meci de care pe care. Da, se recuperau minge, se ataca direct, deci era un meci pe contre, pe final. De-aia Dinamo, în astfel de meciuri cu echipe care atacă, a prestat un fotbal mai bun. Însă când a avut în față echipe care s-au apărat pe două linii, acolo Dinamo a avut probleme destul de mari. Pentru că, din păcate, în opinia mea, ne lipsește acea sclipire individuală a jucătorilor ca să poți să desfaci acest sistem pe două linii. Pentru că dacă ne uităm în meciul cu Iașu, Ghezali pleacă pentru echipa era deschisă. Oțelul a venit și te-a atacat la București. Oțelul nu s-a pus pe două linii. Și au fost meciuri clare în care și Dinamo a putut să presteze un fotbal. Însă Deju a venit clar să se apere. Deju nu a venit la București să câștige ei cu 3-0, acum să-și ia revanșa. Da? Din păcate, de asta s-ar putea să avem un meci mai ușor, cu ghilimele de rigoare, la Galați, pentru că ei își vor dori o revanșă clară. Oțelul, chiar dacă pierde cu Dinamo, nu a pierdut totul. Mai are puncte, da, mai există puncte diferență între noi și mai au timp să recupereze. Însă, iată că și la acest meci cu Oțelul Galați e o situație inedită. Da, să avem un antrenor suspendat pentru cumulul de cartorașe galbene. Da. Am însă, citit și acum informația, da, da, da. Da, însă totuși Dorinel Munteanu va fi pe stadion, nu va mai fi la hotel, pentru că m-a fost în București și atunci... Mi-e greu să cred că nu va fi pe stadion. Nu, e imposibil. Acolo tribunele sunt aproape de teren. El se va propti în spatele băncii de rezerve și el oricum are și timbrul la vocal mai așa. Și de acolo e și mai ușor să-i scuipi în cap pe jucători, să-i scuipi la băncii de rezerve. Când îi trimite la încălzire, le dă și așa o încurajare părintească. Da, da, va fi prezent la stadion, asta cu siguranță se va întâmpla. Oricum, tu ai spus de revanșă, Dinamo a arătat foarte bine meciul cu Oțelul. Nu spun că Oțelul dintr-o dată a arătat mai bine, numai că Dinamo n-a mai arătat la fel de bine ca în meciul cu Oțelul. Acum sunt altele datele problemei, jucăm în deplasare, publicul este de partea lor. E prima deplasare și la Buzău, că tu ai fost prezent. Aportul publicului a fost important pentru gazde, dar și ei noștri s-au auzit. De data asta nu știu cum vor sta datele, cum vor fi datele probleme, nu știu exact câți dinamoviști vor ocupa cele 640 de locuri. Dar până la urmă ține de jucători. Cum vor răspunde, care va fi determinarea, care va fi atitudinea. Cât de implicați vor fi în joc? Eu am impresia, acum nu știu, poate greșesc, dar am impresia că cei de la Oțelul vor încerca să ne iau un pic tare de la început, că au văzut și că Dinamo este o echipă vulnerabilă în primele minute. Știi cum e, că se întâmplă de mai multe ori, înseamnă că e un pattern. Ai văzut și cu CSA acest lucru, ai văzut și cu Buzău. Prin urmare, mă aștept ca cei de la Oțelul să forțeze în primele minute. Cum vom răspunde? Vom face la fel ca în meciurile menționate? Vom ceda, vom greși sau de data asta ne-a învățat lecția și poate și niște vom specula noi pe contraatac? Da, eu sper ca echipa să mă contrazică. Nu știu, e vorba și despre
ceea ce poate să ofere acest lot de jucători pe care îl avem noi în momentul de față. Chiar dacă este clișeic să spun așa, de întoarcem, domnule, să ne uităm cum a fost încropit acest lot și care a fost scopul acestui lot la început. Da? Dinamo, Ovidiu Burcă a reușit să imprime o anumită amprentă, da? În jocul echipei, echipa s-a legat, a reușit să obțină anumite rezultate, este adevărat, însă sunt puțin sceptic când vine vorba de adaptabilitatea jucătorilor la pregătire și realitatea din teren. Dacă au ei capacitatea necesară să poată să schimbe din mers anumite piedici. Iar da, Dinamo este o echipă pe care dacă o lași, te scoate din joc. Există niște trasee bine definite, există anumite rămân totuși la trasee. Există aceste trasee, Cătăline, prin care tu destabilizezi într-adevăr un bloc compact. Însă dacă ei reușesc să-ți închidă acei 2-3 jucători care practic îți scară echipa, da? Jucători de creație, un Dani Iglesias, dacă reușesc să ți-l pună sub presiune chiar și pe Gorca, atunci o să ai foarte mari dificultăți în a replica, în adevăratul sens al cuvântului, jocul Galațiului. Depinde de ei să se poată adapta. Eu nu zic că cele 640 de bilete care ne-au fost puse la dispoziție se vor epuiza, pentru că sunt foarte mulți dinamoviști și în zona Moldovei, da? Chiar și zona Brăilei, mai sunt și la Buzău, am văzut. Deci, practic, aici este nevoie de aportul suporterilor din zonă, pentru că este o situație ingrată. Joi, la o asemenea oră, am văzut că mă întreba și domnul Luca în comentarii, mie mi-este imposibil în aceste condiții să ajung la Galați, în condițiile în care ziua de vineri eu am chiar o vizită oficială din Germania la serviciu. Nu, mi-e imposibil. De asta chiar sper ca Dinamo să reușească să promoveze, Cătăline, și să ne întoarcem și noi la acele meciuri în weekend, să putem și noi să ne bucurăm de fotbal și, practic, fotbalul înseamnă suporteri, iar cu astfel de programări, nu știu, joi la ora 6, la 7, la 8, e greu, e inuman. Dau un exemplu, că mă întreba Dragoș, da, colegul și prietenul nostru, Dragoș Stochiță, dacă Georgel ajunge la Galați. Păi, tu îți dai seama, George, ce ar însemna drumul ăla, că ai nevoie de 2 zile. Mai repede am ajuns eu în Muntenegru decât să vin de unde e Georgel până la Galați. Da, bine, e tare complicat. Și cu autostradă tot era complicat. Va fi, da, de asta spun că este joi seara deplasarea, că din Auviști au făcut-o de cursul timpului, dar nu e Kent. Hai să zicem București, da, scuză-mă că zic de București, să nu dau alte exemple, dar să dau exemplu București, păi. Numai până trebuie să pleci din timpul zilei și vom ajungi la cât? La 2-3 noapte acasă? Nu prea îți convine, nu prea e combinație. De asta nu mă aștept. Păi să o luăm logic, Cătăline. Deci tu ai nevoie, zic eu, de 45 de minute să ieși din București. Da? Ai nevoie, după aia faci cam în jur de o oră până la Buzău. Hai să o rotunjim la 2 ore. De la Buzău la Brăila, să zic, faci încă o oră și o oră jumate. Deci deja ajungem la 3 ore jumate, Cătăline, când din Brăile mai ajungi la Galați. Sau dacă vrei să o iei pe Focșani, te cuci Galați. Deci oricum ai nevoie de cel puțin 4 ore ca să vezi din București. Dar minte, pentru zona Ardealului, care îți mai treci și munții, pe Valea Siriului, dacă cobori pe Buzău, sunt 2 semafoare, dacă e să urci mai sus către Târgu Secuie, să cobori către Vrancea. Deci e un traseu extrem de complicat, deci de asta zic că e destul de greu. Sau da, într-adevăr, pentru bucureșteni mai există și varianta, văd că domnul Fecea și Florin a scris acolo, da, să o iei pe autostradă, o iei pe autostradă, ești la Drajna și de acolo se duci către Galați. Tot pe Brăila, dar e greu. Vorbim puțin de Găteala. Ce atât de important? Are 4... Atenție, faceți o mică confuzie unii dintre voi și vreau să lămurim acest aspect, Bogdane. Nu au 4% din acțiunile clubului, are 4% din acțiunile Red and White. Este în cadrul Red and White, are Claudiu Florică și Pavel au câte 10% din Red and White. Structura acționariatului lui Dinamo a rămas neschimbată cu Red and White, cu APCH, Nicolae Badea, Cornel Dinu. Au rămas neschimbate, dar cei trei sunt acționari în cadrul Red and White Management.
Atâta. Deci nu, sunt, nu, nu facem confuzie între ele, că noi avem atâta, ei au atâta. Nu, noi avem 12%. Noi avem 12%. Ei au 4%, dar într-o altă societate. Da, știu că văzusem și eu foarte multe comentarii în online despre chestiunea aceasta. Știi că, domnule, de DB-ul noi avem 12%. Uite când ne-am chinuit noi, cu câți bani am venit noi pentru ăștia 12% și ei au luat 4%. N-are legătură. Red and White are 80%, Cătăline, dacă nu mă înșel, din Dinamo. Atât eu cât și tu putem intra în cadrul Red and White și să cumpărăm un procent de acțiuni din cadrul Red and White, dar nu din, de la Dinamo. Dar acolo trebuie să negociem cu domnul Voicu, cu domnul Niculescu, cei care sunt acționarii acolo, ca să vedem care este prețul. Deci, iar și chestia asta cu know-how-ul, nu știu, cred că personal Cătăline a fost și o exprimare ușor nefericită din partea domnului Voicu. Doamne, deci am auzit de know-how, Bogdan, în ultimile zile, când am auzit, cred că de 12 luni cel puțin, deci am folosit și a fost folosit cu expresia asta, cred că și sună bine, know-how. Da, bine, nu știu. Din facultate eu, nu cred că am mai folosit atât de mult. Acum voiam să zic eu, mi-aduce aminte de facultate că aveam un profesor, Dumnezeu să-l ierte, domnul Retegan, care insista pe chestia asta de know-how și a dat, domnule, românul e capabil, dar nu are know-how, știi? Că avem resurse meritate, dar nu avem know-how. Și mi-aduceam așa aminte, nu știu, cred că a fost o exprimare ușor nefericită din partea domnului Voicu. Adică, da, e clar, oamenii care vin în cadrul clubului Dinamo, asta este opinia mea, da? Care vin în cadrul clubului Dinamo au nevoie de o anumită pregătire profesională și o experiență în același timp, doar pregătire. Acest know-how, dacă practic despre asta e vorba. Însă, din punct de vedere al acționariatului, consider că principalul factor trebuie să fie cel financiar, niște garanții prin care tu să zici, da, domnule, ok, eu vreau să vin în Red and White, iar domnul Voicu, domnul Niculescu sau cine sunt acei respectivi care negociază, să vină să spună, nu știu, domnule Cătălin Alexandru, domnule Bogdan Mihaelecu, vreți să fiți parte din Red and White? Aveți obligația contractuală în fiecare an să veniți cu un aport de 1,5 milioane de euro în cadrul societății SC Dinamo 1948. Un exemplu, da? Acum că poate și eu zic, bine, vin cu banii ăștia, dar am și eu anumite pretenții. Să fiu acolo, nu știu, team manager, kit manager, nu știu, responsabil cu iarba de la Săftica. În cazul acela ai nevoie de know-how. Dar noi nu știm aceste detalii. Team manager mai greu fără că l-ai pe Andrei Bendeac acolo. El nu era director sportiv? Team manager. Păi avem acum... N-am exact, vrut să jignesc pe Andrei. Da, uite, Andrei a spus acum, râdem, glumim, legat de postarea care aparține, deci articol pus pe site, pe care l-am distribuit pe pagina de Facebook Radio Dinamo. Nu caut nici să dezvin, nici să-l dau afară pe Eduard din rolul de președinte cu forță. Nu am intenția de a porni o răscoală, spune Andrei. Foarte corect și foarte bine. Păi da, dar Bobâlna deja s-a apropiat de noi, Cătăline. Nu, doamne. Dacă acțiunea e 2,5 mii, cât e un know-how, da. O să vedem, că a strânit foarte multe discuții la fel, cu suma de intrare de 2500 de euro. Eu am spus atâta, cei care mi-au mai scris și în privat și care m-au mai întrebat. Haideți să vedem exact, că nu este singura condiție. Adică ar fi o sumă inițială, dar pe urmă cât pompezi, cât dai, că îți cer oamenii niște garanții, adică nu vii cu 2500 de euro și trebuie să fie și alte condiții de a fi eligibil pentru a cumpăra, zic eu, acțiuni. Dar e o inițiativă, e o idee. Că, știi, am mai zic eu, se referă pentru 1%, da? Nu toți își permis să dea 2500 de euro sau să investească. Uite, cineva mi-a scris că el asta face. Este o idee care se aplică la startup-uri în care investezi suma asta și uneori iese, alteori nu. Deci nu este nou în piață, se folosește. Da, dacă vin oameni din zona de business, pentru ei este mult mai familiar conceptul. Dar vom vedea exact cum va fi la Dinamo și sunt deja suporteri interesați să vadă cum să-și pună în slujba clubului know-how-ul. Da, acum îți dai seama, uite, mă întreabă și domnul Roiban, nu-i cunosc personal pe acești oameni încât să vin să vă dau o opinie pertinentă. Nu le știu nici background-ul acesta din business, nu știu ce evoluție au avut ei în piață. Acum depinde... Revin la o idee pe care am prezentat-o anterior, Cătăline. Depinde ce și-au dorit și acești oameni odată cu intrarea în Red and White. Pentru că
Mi-e greu să cred că acești oameni au vrut doar să vină cu aportul lor financiar și atât. Dacă domnul Voicu a venit și a spus, domnule, că nu avea cunoștințele necesare pentru fotbal sau nu s-ar fi potrivit pe, nu știu, teoria și direcția pe care și-o dorește domnul Voicu, atunci înseamnă că acolo acel om a dorit ceva în schimbul infuziei de capital pe care doia să o facă sau aportului financiar pe care l-aducea. De asta, în opinia mea, e greu să mă exprim eu acum să zic domnul Voicu a greșit sau are dreptate, domnul Apreutese și nu e, să știți că nu-i de ajuns doar să ai bani. Nu-i de ajuns să ai doar bani pentru că, cum să vă zic, banii îți cumpără o diplomă, Cătăline, eventual în românica noastră, dar nu-ți cumpără și cunoștințele în domeniu. Corect, corect, așa este. Uite, pe de altă parte, Bogdane, că s-a vorbit de domnul Simin Apreutese, că acolo a fost folosită ideea de know-how și s-a răspândit. Am văzut o altă reacție, nu știu dacă tu ai apucat să citești, am pus și eu pe site, declarații în partea lui Răzvan Zăvăleanu. De ce mi s-a părut interesant că Răzvan Zăvăleanu are o altă viziune, cu totul și cu totul altă viziune și permitem să citez puțin. Vă pot să spun lucrurile la care am participat. Eu am discutat cu domnul Apreutese din luna august, e o persoană avizată care știe ce face. A vrut să cunoască toate problemele clubului. Când a fost data să participe la acțiune, domnul Ședean a vândut acțiune la Red and White. Da, aici fac și un amendament. Erau discuții, a vândut la Red and White, dar avea ocazia domnul Apreutese să achiziționeze dinainte. El a făcut și o ofertă. Pot să spun că ce ținea de fotbal nu era deloc străin. Sper că în continuare să fie obținut pentru Dinamo. Noi avem un plan de organizare aprobat, dar valoarea creanțelor este mare. Avem nevoie de bani ca să acoperim acele creanțe. Eu sper că să nu ne confruntăm cu probleme. Am mai zis că s-a rezolvat cu licența. A zis o chestie, aici nu știam nicio, am avut neplăcuta surpriză să aflu, că domnul Ședean e încă alături de noi. Dar domnul Ședean a cumpărat creanțe ale unor creditori. Bine, oricum știam că a păstrat un procent foarte mic de acțiuni. Dar vezi aici cu domnul Apreutese, Răzvan Zăvăleanu are altă viziune și spune, mă, vedeți că omul ăsta are și know-how, are și bani și este și interesant. Da, pe de altă parte vine Eugen Voicu la noi în emisiune și spune, nu prea cred că se pupă cele două viziuni. Cum depinde ce înțelege fiecare, Cătăline, prin cunoștințele aferente fotbalului, de asta... Nu știu, cred că e așa o zonă gri în momentul de față, știi? Ok, da, avem odată părerea domnului Voicu, după aia părerea domnului Zăvăleanu, dar noi nu știm exact care au fost discuțiile la virgulă. Nu știm exact, de asta zic, ce își dorea domnul Apreutese. Poate nu își dorea nimic. Poate își dorea domnul Voicu ceva pe lângă o infuzie de capital. Asta, noi nu avem toate datele problemei și de asta mi-e greu să vin acum să spun, domnule, cine este responsabil, cine... are dreptate. E destul de greu. Dacă Dinamo își dorește, Cătăline, un lucru e clar, dacă Dinamo își dorește să ridice nivelul pentru sezonul viitor, indiferent că vei fi în Liga 1 sau în Liga 2, adică există două perspective, dacă intri în Liga 1 să nu fii acolo la limită cu retrogradarea, să fii cel puțin cum a fost Rapid în sezonul trecut, dar să n-ai niciun fel de emoție, chiar dacă ești în play-out, ori dacă ești în Liga 2 să fii mai bine decât a fost Iașu anul acesta. Deci practic astea ar trebui să fie două obiective realiste în condițiile actuale de la Dinamo. Ai nevoie de oameni care să fie pregătiți, să știe ce vor și să facă lucrurile din timp la Dinamo, Cătăline. Să nu mai avem acel haos, să nu mai avem acea debandadă clasică de tip anarhistă la Dinamo, în care fiecare vine când vrea, pleacă când vrea, nu știi pe cine te bazezi, nu știi unde te pregătești, nu știi. Ar trebui ca Red and White sau noua conducere a clubului să țină seama de trecutul recent al lui Dinamo și să încerce să remedieze aceste probleme. Pentru că altfel, chiar dacă bași 5 milioane de euro, nu o să rezolvi probleme. Pentru că domnul Nicolescu a zis o chestie foarte interesantă, dacă nu mă înșel, domnul Voicu la acea conferință. Domnule, și dacă aduci un jucător de 2 milioane de euro, pe 2 milioane de euro, cum vreți să-i spuneți, nu se rezolvă toate problemele. Am văzut ce a însemnat era spaniolă cu jucători cotați foarte, foarte bine. Echipa aia nu a fost pe locul întâi detașat. Nu știu dacă există disensiune, ne treabă Alex Rădui, dar într-adevăr aici așa este. Nu trebuie doar bani, nu este nevoie doar de bani. Sunt și alte elemente care sunt necesare.
Apropo, Bogdan, 2-0 la Iași cu Steaua. Ne-au tot informat urmăritorii noștri. Nu știu cât de relevant este meciul, sincer, pentru, în perspectivă pentru meciul nostru, că azi cu noi joacă cu totul și cu totul altceva. Nici o legătură ce a jucat Steaua până la meciul cu noi și ulterior. Absolut niciuna. Bine, deși acum ce s-a schimbat în datele probleme e că acum chiar știu că n-au nicio șansă la promovare, n-au niciun drept de a promova. Și li se dimânează clar din entuziasm, nu știu dacă va fi și din entuziasmul fanilor care vor face deplasarea. Bogdane, am promis că vom vorbi puțin noi doi și de meciul cu Steaua, că e și el la orizont. Grele meciuri avem. Domnul Pavel, eu n-am nicio părere că nu îl cunosc, nu știu și mi-e foarte greu să spun ceva. Dar de legat de meciul cu Steaua, puține bilete vândute, jucăm pe Arena Națională, tu ai spus de la bun început că va fi pe arenă și adică suporterul din tine a știut treaba asta. Jucăm pe arenă, nu s-a anunțat un public foarte numeros. Cum vezi tu duelul acesta în care avem noi de luat o revanșă? Acum îți dai seama, Cătălin, în primul rând legat de stadion, nici nu cred că jandarmeria ți-ar fi aprobat desfășurarea meciului pe Arcul de Triumf. E un stadion care nu a fost gândit pentru astfel de meciuri, pentru astfel de prezențe periculoase cu ghilimele de rigoare, da. Și atunci era destul de greu să poți organiza pe Arcul de Triumf, chiar dacă Dinamo și-ar fi dorit. Acum pe Arena Națională, Dinamo chiar are de luat o revanșă, chiar și în cazul unui rezultat nefavorabil la Galați și practic betonarea locului de baraj, să zic. Dinamo poate să spele puțin din obraz în meciul cu Steaua. Să aibă o revanșă de luat, pentru că din păcate, atât la meciul tur, cât și la meciul tur, atât la meciul din campionatul regular, cât și în meciul de pe Ghencea, Dinamo nu s-a ridicat la înălțimea potențialului pe care îl are, pe care l-a și arătat în același timp. Și consider că o victorie împotriva celor de la Steaua va avea și un cu totul alt aplomb la meciurile care urmează. Pentru că nu trebuie să ne ascundem că Tâlne Steaua este o echipă puternică din Liga a doua. Deci Steaua a demonstrat că meciurile în care și-a dorit a putut să obțină rezultate favorabile, meciurile de vacanță pe Valeză la Galați ne-au arătat că se poate și mai rău, însă trebuie și noi ca suporteri, Cătăline, să fim foarte, foarte atenți la acest meci. Eu nu m-am bucurat când am văzut că nu am fost suspendați, măcar o etapă, două, ce-o spun sincer, pentru că ne-au lăsat la meciuri, un meci în care oricum nu a avut o prezență foarte mare la Cudejul. Și acum o să fim monitorizat la virgulă. Aici e un risc. De asta zic. Da. Și atunci va trebui o vigilență foarte, foarte mare din partea suporterului dinamovist să nu răspundă la niciun fel de provocare. Pentru că răutatea din tabără adversă este clară. Ei, în momentul de față, chiar nu mai au nimic de pierdut. Ei sunt cei frustrați pentru că asta e soarta lor, Cătăline. În primul rând, când ai furat o viață întreagă și ai fost japca altora, ce poți să-ți dorești mai mult decât să stai 3 ani prin Liga 4, să stai acum, nu știu, 2-3 ani prin Liga 2, să fii batjocura unui partid? Da? Că am văzut că se poartă și Steaua și Rapidul sunt echipe de partid. Da? Nu mai ai ce să faci și asta e, stai la mâna guvernării. Să-i ajute Dumnezeu să nu câștige partidul lor, alegerile să mai rămână puțin câțiva ani aici, pentru că așa se face. Pentru că ei, Cătăline, vezi, asta este. Și nu doar ei, în general, marea majoritate a suporterilor au trecut peste pierderea echipei lor, nici nu i-a interesat, n-au fost capabili să lupte. I-au lăsat-o așa. Lasă, domnule, că e bine, ne ducem altundeva unde avem căldurică, galeria lui Rapid n-a fost membru de partid până în 2016-17, nici nu știu când. Pe acolo. Dacă nu era primarul sectorului 1, Dumnezeu să-i dea sănătate, și acum erau cu FNG-ul prin Liga 4, aveau derby cu Rom Primul. Să fim serioși, da? Au ales calea ușoară și și-au pierdut identitatea, Cătăline. Fie că vorbim de Craiova, fie că vorbim de Steaua, fie că vorbim de Rapid, despre oricine. Și-au pierdut identitatea.
Noi, așa cu greutățile noastre, cu bolovanii noștri, cu cuțitele la gât, cu neajunsurile noastre, cu dușurile sparte la săftica, cu lipsa unui autocar, fără medicamente, fără hârtie igienică, Dinamo a rămas Dinamo. Ăsta e Dinamo. Dar noi nu au existat probleme. Pe când la ei, nu știu, s-a dezafilat la Craiova, lasă, domne, că vine tovarășa Olguța. Este o realitate, să nu uităm. Și de multe ori omitem chestiile astea. Când ne gândim, ai, domnule, mergem la Liga 4. Mergeți la domnul Badea și încurajați-l în Liga 4. Andrei Cristea antrenor. La un moment dat se zvonea că vine și Cristi But pe acolo și așa și la toată viața lui a vrut să joace la Dinamo și n-a ajuns. Da, deci mergeți, domnilor, acolo, încurajați-l pe domnul Badea și e bine așa dacă v-ați sătura de calvarul Ligii a doua sau Ligii întâi. Deci asta este realitatea, Cătăline. Și mai trebuie să le spunem și lucrurile astea pe nume, pentru că o să ajungem în cazul Hilar, cum este la bulgari. Deci mai rău ca la noi este numai la bulgari. În care în Liga 1, la ei, Pravda Liga sau cum se numește, ai CSKA Sofia și CSKA 1948 Sofia. Sofia, da, am văzut. Na, o să aștept și eu să văd astfel de meciuri. Cum avem și noi acum, CSU cu FC-ul, Craiova. FC-ul, da, CSU cu FC-ul. CSA cu FCSB. Mișcarea feroviară cu Academia Rapid. Deci o să avem Liga 1 a echipelor secunde, fără niciun fel de supărare. Asta e realitatea. Foarte bine spus. Le dă din suflet. Le dă și le dă corect. Le dă foarte corect. Că, vedeți, din fericire, de asta am tras și noi. Am tras și am luptat, mă, să nu fim măcaia, să nu ajungem Dinamo 1948 vs. CS Dinamo. Să putem să vorbim, să fie o singură entitate în aceeași familie, în aceeași echipă, să existe continuitate, să nu existe acea rupere, da? Pe axa timpului, la un moment dat să existe acolo final și să înceapă iar. Asta s-ar fi întâmplat și mă bucur că, uite, am tras și am reușit. Și oțelul vine din faliment. Dar vezi, apropo de asta și de implicarea autorităților, nu știu, poate s-a deschis cutia Pandore, poate văd eu greșit, dar am văzut că domnul de la Chiajna este anchetat acum, s-a deschis și un dosar penal de neanunțat că ai pompat acolo bani la grânt, n-ai întrebat pe nimeni, n-ai vorbit cu nimeni, n-ai dat mil, mamă, și mă uitam ce sume, ce, că nu se bagă de neau pe mărunțișuri și nu s-ar fi sesizat pe 10.000 de euro. Da? Cu asta te-ai luptat și te lupți în continuare în fotbalul și în sportul românesc. Bani pompați cu nemilita din bani publici. Păi, Cătăline, legat de subiectul ăsta, ca să ne dăm puțin seama. Deci putem face o comparație cu municipiul Sibiu, care municipiul Sibiu este un oraș foarte dezvoltat din toate punctele de vedere pentru nivelul României. Dom'le, la Sibiu, pentru pseudo-echipa asta a nimănui, da? Pentru, o să zic Herman, dar nu zic cum îi zic în privat, da? A primit de la bugetul local 6 milioane de lei. Deci 1.200.000 sau cât a fost de euro. Numai dacă la Sibiu atât a fost alocat și tot bugetul, atenție Cătăline, tot bugetul pentru sport la nivelul municipiului este de 2.2 sau 2.4 milioane de euro. Între care ăștia au primit 1.1, 1.2, date concrete. Păi și tu la Chiajna a putut să susțină un buget aproape similar, poate chiar mai mare. Deci ca să ne dăm seama de nivelul ăsta. Iar legat de ce spuneai mai departe, Cătăline, tu ca suporter nu ai fi putut uita niciodată chestia asta. Tu crezi că cei de la Oțelul nu știu că Oțelul a dat faliment? Că Oțelul, echipa cu care au crescut ei, care a fost în Champions League, care avea derbiuri cu Dunărea Galați până acum 20 de ani, că asta e realitatea, echipa aia s-a desfințat la un moment dat. Păi atenție, și echipa asta se numește Supporter Club Oțelul Galați. Da. Asta este realitatea. Noi ne mințim că nu contează, domnule, stai că nu e așa. Și da, să-i răspund și domnului Cristi. Nu, Sibiu nu este așa din cauza lui Iohannis. Este datorită că au fost austrieci aici vreo 400-500 de ani în administrație. Sibiu a fost capitală regională. Aici au fost primele academii și spitale din toată Transilvania. Au avut aia merite, nu tovarășul Claus. El are alte preocupări. Nu știu dacă s-a întors din Brazilia. În fine, asta e altă discuție, nu e acum locul. Dar înțelege, asta e, Cătăline. Noi, din păcate, ca români, avem acest păcat al uitării mult prea rapide. Și atunci, de asta tindem să-i reabilităm foarte ușor pe cei care ne-au îngropat.
Domnule Borcea, să vină Borcea, Borcea, lăsați-mă cu Borcea. Borcea, lăsați-mă cu toată clica aia din care și domnul Badea a făcut parte. Că el n-a fost străin de clica aia, care au făcut acele zeci de milioane datorii. Uitați-vă ce avere aveau o parte din ei înainte să vină la Dinamo și ce avere au avut după ce au plecat de la Dinamo. Desigur, da, și-au făcut reclamă pe spatele Dinamo și așa s-au dezvoltat. Nu, acum nu o să fac acuzații, că nici nu am toate dovezile, deci toți fim la nivel teoretic. Însă trebuie să fim mult mai atenți, Cătăline, cu informațiile pe care le avem, cu amintirile și trăirile pe care le-am avut și să nu le dăm pradă uitării. Facem, avem chestia asta cu memoria selectivă, nu doar noi, dar în general. Da, societatea românească, Cătăline, nu doar noi, nu suntem noi mai proști. Dar așa suntem noi, natura noastră. Oamenii îl plâng pe Ceaușescu, Cătăline, despre ce vorbim? Îl plâng pe Ceaușescu, românii, în general. Și atunci ne mirăm că din auștii îl plâng pe Borcea. Da, exact asta cu Borcea. Oamenii, repet, mă îngrozește. Bine, toți care au fost atunci acționari, mă îngrozește, dar... Și când îl vezi pe Borcea și unii spun, domne, dar ce performanță avea, nu e, e cum faci tu comparație când spui, da, la fel cu comunismul, da, pare, băi, da, dar ai uitat tot ce, toate celelalte, ți-aduce aminte de lucrurile bune, da, le-a succes cu niște emoții, cu niște amintiri plăcute, dar nu scoți din context absolut tot, absolut restul, memoria scurtă, nu e vreo că e scurtă, e selectivă, selectivă și de multe ori ne place să ne aducem aminte ce vrem. Cătăline, da. Singurele memorii sau amintiri plăcute sunt tinerețea trăită. Exact. Pentru că economic, social, erai la pământ, erai în urma Europei cu mult. O să auzim poveștile alea de propagandă, domne, uzinele patriei, deci același discurs comunistoid. Domne, la uzina X lucrau 15.000 de oameni, lăsați-mă că lucrau și lucrau degeaba. De-aia era sărăcie, că lucrau toți și toți produceau eficient. Să fim serioși, deci l-am dat Cătăline scurtă, fac o paranteză. Eram în Cluj, la o diferită acțiune pe care le avem noi culturale și l-am dat vine un bătrân. Lângă noi era o fabrică părăsită. Și în discuțiile cu băieți, în timp ce se apropia bătrânelul respectiv de noi, le-a zis, fiți atent că acest domn vine și ne spune ce mare și frumoasă a fost fabrica asta. Cătălene ne-au durat 5 minute. Ne-a întrebat domnul, domnule, de unde sunteți, felicitări pentru ce faceți, câte amintiri, domnule, aici am lucrat eu 25 de ani din viață, aici au lucrat 5.000 de oameni și făceam frigidere sau nu știu ce prostii, dar au venit străinii și ne-au cotropit. Așa e, bre, cum zici, mata, a fost. Da. Da, așa este, așa este. Vezi asta cu memoria și într-adevăr, mulți asociază cu tinereța și de fapt regretă tinereța. Borcea să ne mărase, păi, ne-a lăsat oricum. Dar unii văd că-l tot vor sau tot îl aduc în discuție. Bine, presa face ce trebuie să facă presa, să strânească puțin audiență. Fac și așa o paranteză, da, ne permite întotdeauna că înainte să intru la Play Sport, aseară a fost Gigi Becali invitat. Nici nu știam. Așteptam să mă sune cei de la Play Sport să intru și deschis și văd Gigi Becali în direct și spun, wow, e pe bune? Da, și vorbea aia Gigi Becali. Și a vorbit Gigi Becali și toate declarațiile pe care le-a oferit acolo au apărut în tot restul presei. Deci peste tot, tot preluat cuvânt cu cuvânt ce a spus, cum a spus, deși că vând, că rup, că distrug niște... Dar știm declarațiile, dar toți le închid, toți vor să citească, toți vor să... Ce a zis, mă, Becali? Deci cumva noi nu ne-a rupt de perioada aia, că el este încă reprezentantul acelei perioade. Încă e acolo și este încă foarte urmărit și foarte citit. Na, ăștia sunt oamenii aia, oamenii de fotbal. Da, băi, Cătăline, sunt niște personaje pitorești în istoriografia fotbalului românesc. Tot așa, domnul Ioan Marius Popiuc ne-a scris într-o notă amuzantă câte butelii am primit la lansare. Domnule Popiuc, să fie cu iertare, noi aveam deja încălzirea pe centrală, n-am depins de butelile dânsului, deci e ok. Da, Cătăline, fiecare își vede interesul, orice publicație, în momentul în care spune acolo declarație șocantă a lui Gigi și așa mai departe, lumea deschide, că e curioasă să vadă nivelul de prostie sau în sfârșit. Dar
Asta este ce putem face. E important să ne vedem noi de ale noastre, să sperăm de bine, să nu ne relaxăm și să facem tot ce ține de noi, Cătăline, pentru a contribui cât se poate de activ la dezvoltarea și reîntoarcerea clubului nostru iubit pe prima scenă a fotbalului, dar nu cum a fost în ultimii ani, și să ne putem lupta cu adevărat acolo sus, unde e locul echipei Dinamo. Ne-am la săracul domnul Unweiler, care s-a stins acum recent, că din păcate a avut prilejul să vadă Dinamo într-o astfel de mocirlă. Da, din păcate avem mult de tras, avem mult de luptat ca să scoatem Dinamo, să aducem, să o readucem acolo sus. Permite-mi să spun, mâine la Play Sport, a spus, nu va fi cu invitat, pentru că oricum din club poate veni cineva și voi face alături de doi din colegii noștri, de Ionuș și de Andrei Mendeac, voi face o avancronică a meciului cu Oțelul, pentru că este totuși un meci foarte important, este chiar înainte de meci și toată lumea se concentrează pe meciul cu Oțelul. Noi ne concentrăm pe meciul cu Oțelul și atunci profit de ocazie să fac ceva puțin diferit. Săptămâna trecută a fost un mega super invitat, Ionuș Lupescu, care a avut multe de spus și multe lucruri interesante de spus. La urmă, nu poți în fiecare săptămână să ai invitați de anvergura lui Ionuț Lupescu, ar fi de dorit, dar nu se poate. Dar fiind și acest meci cu Oțelul, facem puțin altceva, așa s-a nimerit, și vom face o emisiune puțin diferită. Și vedem peste o săptămână, pregătim ceva special. Va depinde, cred că, mult și de ceea ce va fi pe data de 15 la judecătorie, să avem poate și o intervenție a administratorului judiciar. Dar le așezăm pas cu pas, să vedem ce se anunță și pe, bine, după 15 și la Ateneu, sau nu, pe 16 de fapt a rămas cu evenimentul dedicat zilei clubului, organizat de CS, și vedem atunci ce se mai spune, ce se mai anunță, vedem. Oricum avem săptămânile următoare mai multe surprize pregătite și la Dinamo 7-9, să vedem. Apropo, uite, vreau să vă mai spun ceva legat de Gabi Glăvan Bogdane. Am vorbit cu el, pentru că mulți mi-a spus că gata, i-a anunțat să apară în emisiune, să vină omul, dar stați că momentan n-a fost anunțat oficial de club, adică domnul Voica a furat puțin startul, dar trebuie să vină și anunțul clubului, adică să vină, da, parafa oficială, și abia atunci poate să vină omul să vorbească în emisiune. Da, cu siguranță vă spun, am vorbit cu el, în momentul în care va semna și va fi anunțat oficial, va veni alături de noi și va avea, cred că, foarte multe de spus și va fi emisiune total diferită. Discutăm puțin cu Gabi, o să vedeți că el consumă fotbal pe pâine și cred că va spune niște lucruri foarte interesante. Da, e foarte important, Cătăline, și chiar sper ca domnul Glăvan să poată semna într-un final cu clubul și să dea drumul la brațe, să zic, da, la treabă, pentru că ne așteaptă un sezon foarte greu, indiferent de ipostaza în care vom fi promovați în Liga 1 sau rămânem încă un sezon în Liga 2, vom avea nevoie de o restructurare, de o echilibrare a lotului, pentru că altfel e foarte greu și trebuie din timp, o să o repet obsesiv, Cătăline, e nevoie ca lucrurile să fie făcute din timp. Într-un scenariu ideal, Dinamo acum ar avea nevoie de două ipoteze. Da? Prima ipoteză, a promovării în Liga 1, să ai pregătiți niște jucători, în cazul în care nu ai, să ai a doua ipoteză pregătită pentru Liga 2, astfel în momentul în care lucrurile sunt clare și s-a pus punct acestui sezon, Să dai drumul la negocieri, să reușești să aduci jucătorii respectivi, astfel încât antrenorul Ovidiu Burcă, la data reunirii lotului, să aibă pe toți la dispoziție. Pentru că altfel iar ratăm startul, iar suntem precum mașinile pe diesel, Cătăline, de ne pornim mai greu și până ne trezim noi se pupă aia la centru și așa mai departe. Și uite, aș dori să-i răspund și domnului Vincențiu Carp, care mi-a ridicat o minge la fileu, Cătăline, și spune, Bogdane, dacă ești fer, spune, da, păi nu, că am fost fundat central, dau cu capul bine în dânsele. Dacă ești fair play, spune câteva cuvinte de ce a performat Dinamo și Steaua până în anii 90. E adevărat, noi nu trebuie să ne ferim. Atât Steaua cât și Dinamo au fost echipe departamentale.
Din păcate, noi omitem că doar că au fost și multe alte echipe departamentale. Și dacă nu erau a unui departament de stat, erau a uzinelor, a fabricilor. Toată lumea, Cătăline, uite, nu știu, poate sunt o parte din urmăritorii noștri, mai vorbeam de Inter Sibiu. Dacă lansez acum o provocare în comentarii să spună lumea de la ce venea Inter, că nu venea de la Internaționale Milano. Nimeni nu știe de la ce venea Inter. Era fabrica Independența în cartierul Terezian și de acolo Inter. Da? Deci erau echipe a fabricilor. Era echipă, la fel din Sibiu, Cătăline Carpați Mârșa, care era echipa fabricii de tancuri de la Mârșa. Așa mai departe. Aceste departamente au avut și o rivalitate între ele și automat a uite, bravo, Comi a răspuns imediat. Ideea e că aceste departamente au creat concurența benefică, Cătăline, pentru fotbalul românesc. Era o perioadă în care fotbalul românesc a înflorit și s-a încimentat în fotbalul european. Era fotbalul altfel, erau competițiile altfel structurate. Că mi-e greu să cred că în formatul actual al Ligii Campionilor vreo Dinamo sau Steaua ar fi avut șansa să ajungă în semifinale sau în finale de cupe europene. În sfârșit, ideea este că aceste vremuri au trecut. Dar cum a fost Steaua, echipa lui Ceaușescu? Vedeți gestul lui Andone de la sfârșit de anii 80, vedeți situațiile cu cupele României, vedeți povestea lui Hagi care trebuia să ajungă de fapt la Dinamo și ca pe la hotel au existat niște arouri care au făcut acolo autostopul și s-a schimbat ruta, s-a coborât pe la Romană. Deci sunt foarte, foarte multe povești. De asta zic, să nu uităm puțin. Rulmentul Alexandria, da, era de la fabrica de rulmenți. Uite, vezi, deci oamenii lansează tot felul de nume de echipe de acolo din zona lor. Exact asta s-a scos în evidență. Deci nu exista un bun privat în așa zisa pseudo-epocă de aur pe care unii, din păcate, au avut șansa să o trăiască. Asta zic. Dinamo, da, a avut și contribuția. Eu mai am prieten, Cătăline, la Rapid, la alte echipe. Zic, domne, că voi l-ați spus cu comuniștii, că nu știu ce. Domne, de asta zic. N-am avut și noi păcatele noastre, însă nu se compară. Echipa Badase era Inter Sibiu și Șoimi Sibiu erau două echipe diferite. Interul era echipa Independenței și Șoimi era echipa Valanței. Și n-au zis nimic. Am văzut un comentariu. Era Șoimi pe nu, nu, dar că a scris Cătăline, eu n-am zis nimic, de nu m-am băgat în zona aia. Vorbesc de Rumentul Alexandria, dacă... Uite, Recolta, Cumpăna, Avalanșa, Păltiniș. Au fost multe echipe pitorești în fotbalul nostru. Având o prăbușire, da, știu. Da. Momentul gripat, Alexandre, aveam și noi fabrică, 5.000 de... Dacă... Hai, cine știe ce... Asta vreau să chem. Cum se numea firma din Japonia care a cumpărat rulmentul, fabrica rulmentul? Dacă știe careva de aici, sunteți mari. Dacă nu, vă spun eu imediat. Da, uite, mamă, câte am nezis. Așa... Vește-mă, e un sat de lângă Sibiu. Ca Oradea. Lasă-mă, te rog, Pavel, că noi am avut discuțiile noastre weekend. Lasă-mă cu... Cau și cu Neghi Varan și alte chestii de genul acesta. Coio, bravo. Gabi, înseamnă că ești din Alexandria, bravo. Coio a cumpărat. Și să nu spui că fabrica Coio a cumpărat cu moneda națională a Botsoanei fabrica din Alexandria. Nu. Chiar... Da, și au spus că chiar în orașul ăla din Croația. Da. Iată, eu nu ți-e tot pe aici, răspunde și el, scrie și el. Bogdan, acum râdem, glumim, ne apropiem și noi de finalul emisiunii, că vorba aia, după două emisiuni nu pot să duc mai mult de o oră. Ori intru și eu mai greu în ritm, acum ritm de competiție. Hai un pronostic pentru meciul de mâine, că avem greu. Uite, portarul a pulabete. Ce vremuri, da? Fotbalul Edel. Da, prosim pentru meciul de mâine de la Galați. Hai ca să fiu eu optimist, Cătăline, zic o să batem cu 1-0. 1-0. Mulțumesc și cu 1-0. E ok și 1-0. Nu trebuie mai mult. Tot 3 puncte, vorba aia. Și am, uite, acum vă dau una, că tot pentru cei plus 40. Cum s-a numit primul jucător după 90, primul jucător de culoare care a venit la Dinamo? Nu o spune tu, lasă-i pe ei. Hai să vedem aici cum sar toți generația 40 plus să spună. Michelangelo Rampulia. Neamă.
Nelson. Pap Diop, nu, săracu, a venit târziu. Târziu, Nelson. Vedeți-l pe Nelson. Căutați-l ca și a și jucat. A venit răspunsul, Cătăline, corect. A venit, uite, vezi, mulți știu și... L-am întrebat la un dat, bă, dar cum a fost, mă, pentru voi? Care era reacția? Că vorba aia, veniți și voi din epoca de aur și primul jucător de culoare în tricoul lui Dinamo. Da, mă rog. Da? Că, pe urmă, mulți ani n-au mai venit, n-au mai fost alții, mai greu. Da? Și pe aia când au venit alții de pe la Craiova și, atenție, chiar erau din Africa Neagră, nu erau maghrebieni de-ai noștri... Li s-a dat cu făina pe față. Da. Aolo! Da. În 2004, la mulți 2005. Ani. Da, 2005. Da. Marico. Marico, da. În fine, 1-0 va fi scorul final mâine, 1-0 pentru Dinamo. Și Cătăline, parcă în anii 90, uite, chiar lansez și eu o programare, Doamne iartă-mă, o provocare. Dinamo știu că a avut și un atacant de culoare în perioada aia, în anii 90. Cum îl chema? Parcă i-a și dat gol Rapidului cu capul, dacă nu mă înșel. Am avut, ia să vedem, chiar în anii 94-95, nu mi-aduc aminte, dar țin de uitându-mă la diferite rezumate, Dinamo a avut un atacant, chiar număr 9 pe spate a jucat. Dar nu mi-aduc aminte. Dar chiar e o poveste interesantă, că chiar mă uitasem pe statistici și a fost un jucător care a marcat la Dinamo, adică n-a fost precum Pap Diop și alții care au venit la noi, Pap Ndiaye și băi alții. Dar uite, nu știu, Nelson pe la Iu, domnule, nu știu, la Cluj. Nelson asta foarte mult, oricum, la Dinamo. La... Nu știu, poate el, na. Da, nu știu, o să caut și eu. O să caut. Casa 91-93, și... ceva de genul, stat de asta, poate. Dar mie, nu că a și marcat foarte multe goluri, dar oricum a fost acolo la Dinamo. Da. Dar găsiți, vedeți și niște rezumate pentru cei mai tineri care nu ați apucat. Și ca mine, care n-am prins așa. Vedeți că există și un rezumat al unui meci cu Rapid pe YouTube destul de complet și îl vedeți acolo. Nu mai știu dacă și marchează, mi se pare, dar e în prim plan mai multe acțiuni. A dat gol cu Rapid. Aia, da, cred că ăla e rezumatul pe care l-am văzut. Da, ăla e rezumatul pe care l-am văzut și eu. Da. A dat gol cu capul. Da. A fost... Vremuri. O să scape fostul Lia Manoliu. Da, fostul 23 august pentru epoca aia, Cătăline. Da, bine, deci cred că își schimbase. Nu, schimbase, dar fostul oval de beton, cum îi spunea domnul Ilie Dobre, alt comentariu. Am avut un șoc când am fost prima dată pe Lia Manoliu, că intrai și pe urmă era așa o dezamăgire de stadion. Acum locul lui? Da, au fost vremuri interesante, chiar uite și legat de stadioane, vorbeam cu un prieten de-al meu, un foarte bun prieten din Bulgaria, care omul zicea, se minuna, domne, ce bine arată România din punct de vedere al infrastructurii sportive, și ziceam, băi, lasă-mă, Ivan, că nu chiar așa, ce... mi-a arătat Cătăline acum, cel mai modern stadion din Bulgaria, a fost făcut pentru Botev Plovdiv, Cătăline, dacă îl vezi cum arată ultramodern, îți vine să râzi, deci mie mi se pare arena din Cotroceni mai cochetă. Îți zic sincer. Au. Da, deci pur și simplu două tribune acoperite și atât. Bine, e un stadion așa de tipul oarecum Ghencea, cum era înainte, sau Buzău, puțin mai mare, cel cu doar tribuna 1 și tribuna 2 acoperită. Cel mai modern din Bulgaria, deci se poate și mai rău ca la noi. Se poate. Păi văd pe stadionul ăla național, când joacă Naționala Bulgarie, sunt... Acolo chiar o duc mai rău decât noi. La Ludogorets, de stadion foarte, foarte mic și nu joacă acolo în competițiile europene. Da. Bogdane, îți mulțumesc încă o dată că ai fost prezent alături de mine. O să avem o emisiune interesantă săptămâna viitoare. Venim după două meciuri grele, venim după ziua clubului, venim după data de 15. O să fie emisiune grea, pregătește-te. O să ne rezervăm mai mult de o oră, Cătăline. O să-mi pregătesc ideile notate pe hârtie. Vorbim la cronometru. Rogi pe Ionuț să-ți împrumute agenda. Nu agenda, Andrei.
Să vii cu agenda, să-ți notezi pe agenda, da? Și zici înainte, fă-te-mă că lucrezi. Da, da. O să stau și eu precum ăsta, Barna de la USR, de făcea așa la mișto când scria. Da, apeși și tu așa asta. Pe taste. Bine, le-a lăsat și eu, nu spun moment memorabil, că stai așa cu ochelarii, știi? Deci... Exact, exact. Da. Mulțumesc frumos, Bogdane. Vă mulțumesc și vouă pentru prezență. Vă reauziți mâine dimineață cu Enuș și cu un invitat surpriză la matinal cu mine. Vă reauziți mâine seară la Dinamo 7-9 la Play Sport. O seară excelentă până atunci și hai Dinamo! Hai Dinamo!